Noi avem știri despre viață, despre călătorii inițiatice, despre când vrei să mergi, de exemplu, din Franța în Palestina, pe unde apuci? Prin România. Prin România? Da, dacă mergi cu căruța... A, dacă e cu rea, avem traseu de căruțe, da. Căruța cu măgarul și patru copii, o familie cu patru copii, merge, practic, din Franța spre Palestina cu o căruță trasă de un măgar și după 2 ani a ajuns în România, deci, practic, ca și cum ar fi mers cu CFR-ul. Plecând. Doar că, da, zilele trecute erau pe undeva prin Timiș, relatează Radio Timișoara, pe lângă localitatea Peciu Nou. Este și o fotografie, oamenii sunt super drăguți, sunt pe șosea, o căruță cu covilitir mic. Clasic. Da. Și un măgăruș. Ca pe vremuri. Băi, zici că te întorci în timp în România. Da. Am întâlnit o familie de oameni foarte plăcuți, prietenoși, senin. Presupun că sunt cetățeni francezi, zice cineva care a vorbit cu ei. Pentru Radio Timișoara. M-au salutat în limba franceză. Au spus că se îndreaptă cu acel atelaj tras de o simpatică măgăriță către Palestina. În căruță erau patru copilași, undeva de la 3 ani până pe la vreo 9 ani. Da, până ajung în Palestina o să aibă de la 4 la 10. Și o să fie 7. Spune Marius Cârdei, un bărbat care a vorbit deci cu familia, au întrebat când au plecat din Franța. De 2 ani de zile. E bine. Asta e, acum cu căruța, ei se confundă în peisaj cu căruța, au ajuns în țara căruțelor, practic. Noi și, adică în România și în Bosnia mai sunt atâtea căruțe. Să aibă grijă să n-ajungă la desmembrări cu atelajul. Da. Au și piese de schimb pentru căruțe. Ce mâncați, a întrebat domnul Cădei. Mă gândeam că poate n-ați de condiție mai umilă și mănâncă de prin natură. Corcodușe. Nu, domnule, ci că au bani, se opresc, cumpără de la supermarket, ne invită cetățenii în diverse locuri. Au bani? Da. De-aia deci, nu trebuie să spui asta. Asta nu trebuie să spună. Deci vă rog frumos, dacă vedeți cu căruța cu măgar, nu cu cal, vorbiți cu ei, sunt simpatici. Da, în franceză.